Anul acesta ai ocazia să afli și tu cum sunt sărbătorile pentru militarii detașați în străinătate, adică departe de cei dragi. Pentru ei nu e o noutate, tocmai de aceea sunt obișnuiți ca de Paște să-și ureze sărbători fericite doar la telefon sau prin mesaje video. Cu ocazia Sfintelor Sărbători Pascale, doresc să transmit iubitei mele soții, părinților mei și, în ultimul rând, tuturor românilor, un Paște fericit și Hristos a înviat. Și nu uitați, stați în casă! Pentru unii militari români care sunt detașați acum în Polonia și Afganistan, e primul an când fac sărbătorile departe de cei dragi. Nu le e ușor, dar au înțeles că e doar o etapă, la finalul căreia își vor putea lua în brațe familia. Este prima sărbătoare departe de cei dragi mie, dorul de mama și de tatăl meu fiind de nedescris. Dar mult timp nu mai este și mă întorc acasă. Vă iubesc și rămâneți sănătoși! Mesajul militarilor români aflați peste hotare este unul simplu pentru noi toți. Stați acasă!